V-am regăsit, stimați prieteni. De această dată ne aflăm între ziarele de care evaluează business din România, ziare care uh, prezintă anumite branduri noi și realitatea uh, de zi cu zi pe care am vrea să o privim prin lumina scripturilor. Invitatul meu de această dată este pastor Ezechiel Suciu, vă spun bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Mulțumesc pentru invitație. Un pastor cu preocupări cu totul speciale, cu inițiative de antreprenoriat, un pastor care a fondat o biserică, Biserica Speranța din Cluj și alte biserici misiuni, de asemenea un pastor care s-a implicat în organizarea unor grădinițe a unei policlinici. Și a, unui, a unei firme de panificație care a apărut în ultimul timp din ce în ce mai des prin ziarele din România. A fost prezentată ca o firmă de mare succes. Am chiar în fața mea o revistă în care sunt ceva fotografii și chiar pe prima pagină este prezentată această firmă. Firmă, dacă mergeți duminica prin fața porților acestei firme, este închisă duminica. Lucru pe care l-am apreciat. Duminica ar fi o zi extrem de productivă pentru un astfel de business, ar fi un vad foarte bun, dar iată, inițiatorii, patronii, angajații au decis să respecte această zi de odihnă: 6 plus 1 șase zile muncim, o zi ne odihnim și dăm cinste lui Dumnezeu. Încă o dată bine ați venit și cu o carte, una dintre cele câteva pe care am înțeles că le-ați scris cartea se numește Trezește tu care dormi vom discuta și despre aceste texte mai întâi aș vrea să ne întoarcem la dumneavoastră vă rog să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră cuvinte care vă definesc viața, activitatea la cei 67 de ani pe care îi aveți, mulți înainte, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, eu sunt uh, sălăjan de la origine uh, și ca și profesie sunt matematician. Am făcut facultatea de matematică-informatică aici la Cluj și am lucrat ca informatician până la Revoluția uh -huh. din decembrie uh, 89 atunci am decis în sinea mea să mă dedic cu restul vieții mele lucrării spirituale, în primul rând, așa că am ieșit de acolo și am acceptat să fiu ordinat ca și pastor, deschizând două biserici, de fapt, aici în Cluj. La cea de-a doua am și rămas ca pastor mulți ani de zile, până când am emigrat în Statele Unite e vorba de biserica din Zorilor unde am stat doar câteva luni ca să o lansăm uh -huh. și apoi biserica din Mărăș Speranța unde am rămas ca păstor din 90 până în 99 când am emigrat în Statele Unite Acum locuiți în Statele Unite Acum locuiesc în Statele Unite dar vin pe cât posibil anul trecut uh -huh. chiar am făcut o performanță, am realizat am venit de două ori în țară pentru că cea de-a doua venire mi-a fost provocată de sărbătorirea a 25 de ani a Bisericii Speranța din loc uh -huh. și am fost invitatul lor. Uh -huh. Acolo mi este familia, copiii, deși am și în țară rădăcini serioase, aici mai trăiește mama de 89 uh -huh. de ani, o soră, nepoți și alte rude, așa uh -huh. că sunt împărțit între patria mamă și patria adoptivă. adoptivă. Da. Veniți pentru diferite pricini în România, dar una dintre, unul dintre motive este că sunteți cumva și consilier uh, informal pentru cei care se ocupă de aceste activități pe care le-ați pornit. Policlinicile, grădinițele și mai ales firma despre care discutăm. Aș să ne concentrăm puțin pe această inițiativă. Sunt uh, mulți oameni de afaceri din România care spun, în România nu se, pot, nu se pot face afaceri cinstite. Cumva, cumva, trebuie să trișăm, cumva, cumva, trebuie să uh, păcălim pentru că statul ne păcălește pe noi, noi trebuie la rândul nostru să păcălim statul și nu putem face uh, afaceri de succes în România. Ca o afacere să fie de succes, trebuie neapărat să faci tu ceva. Ce părere aveți despre această afirmație? Avem experiența noastră proprie și știu la ce vă referiți și am fost sub presiune tot timpul în felul acesta. De exemplu, firma respectivă a pornit prin 93-94, a fost productivă și la început, pentru că nu exista un lanț de magazine, am încercat să lucrăm cu terți și să punem produsele de panificație în magazinele lor. Și efectiv, n-am putut să intrăm în magazine pentru că, din ce spunea, jumătate pe hârtie, jumătate la negru. Noi am fost șocați pentru că uh -huh. am pornit ca oameni de bună inimă, temători de Dumnezeu. Dar cum se poate? Noi nu putem face așa. Uh -huh. Și efectiv am fost împinși, dar împinși bine, de Dumnezeu uh -huh. să zic așa, prin această refuza lor, uh -huh. să deschidem propriile magazine, uh -huh. tocmai ca să nu călcăm conștiința noastră, în primul rând, și să lucrăm în felul acesta. Am fost, sigur, cotați ca oameni care nu ne știm descurca la început. Cum mm -hmm. faci totul să fie cei pe hârtie, și în magazie, și în magazin, mm -hmm. și salariile, și făina, mm -hmm. pentru că, în general, se lucra dublu da, da. pe două căi. Am fost șocați să vedem că cei ce veneau să controleze firma se așteptau ca de obicei să găsească nereguri mai ales că unii erau trimiși și controlele pentru că erau gelozii din partea altor firme care se vedeau amenințate deși noi n-am avut nicio intenție de a le surpa să zic așa afacerea lor au fost surprins să vadă că totul ca la carte să spunem așa Uh, și uneori spuneau cei ce veneau în control, ei, hey, tot o să vă prindem noi. Nu cred că puteți uh, să fiți totul uh -huh. și nu veți supraviețui nu uh -huh. veți supraviețui dacă uh, așa mergeți. Iată că este într-adevăr uh, o minune că firma nu numai că a supraviețuit, dar s-a dezvoltat și. A ajuns, să zic așa, o firmă de renume și, să zic, un fel de model pentru alții care ar putea să învețe de aici. Bineînțeles că atunci când lucrezi cinstit, nu te îmbogățești peste noapte. Că aici este marea tentație a omului. Sigur. O iau pe scurtătură. De fapt, asta e tentația din Eden, nu? Da, da, asta e a, în natura noastră. Dumnezeu voia să ne facă ca și El. Da. Numai că nu pe scurtătură, uh -huh. trebuie pe calea mielului să și mergem, uh -huh. să devenim ca el. Diavolul, șarpele, a zis: uite, vă ofer eu scurtătura. Uh -huh. Și sigur că nu te îmbogățești peste noapte. Au trecut de atunci 23 de ani de când am început. Uh -huh. Iată că firma a mers constant uh -huh. înainte și în sus, cum spunem noi, pentru că a fost cred eu, păzită și binecuvântată de Dumnezeu. Mm -hmm. N-am fost noi oamenii, nu, nu sunt un om de afaceri. Efectiv, am fost împins în direcția aceasta de o nevoie. Mm -hmm. De nevoia de a avea bani pentru a construi localul bisericii, de, pentru a sponsoriza misiunile noastre. Mm -hmm. Și de obicei, cum se face? Se merge în vest și se mm -hmm. caută fonduri. Sponsor, așa. Da. Noi am ne-am trezit puțin mai târziu, în 94 am început uh -huh. să construim. Deja căile erau bătute prin vest. M-am dus uh -huh. și eu pe acolo și am venit bolnav efectiv uh -huh. de eforturi și cu bani aproape nimic. Mulți cred că am construit pe banii din vest. Uh -huh. Aproape nesemnificative au fost ajutoarele din vest. Am venit cu 11.000 uh -huh. de dolari. Uh -huh. la o biserică care, știu eu, o sute și sute de mii de, da, de, de da. euro, construcție e mare, e mare, de mare și uriașe uh -huh. deci nesemnificative Și am zis noi, mă simțeam ca un cercetor, într-adevăr, să zic, mai venim noi din România mereu, mereu la aceiași oameni care au dat, au dat din răsputeri, s-au obosit cât au fost de exploatați. Noi n-am putea face ceva, până la urmă comora de preț munca omului, spune înțeleptul. N-am putea să facem noi ceva. Ne-am gândit, ne-am rugat, am așteptat. Era să cădem ca și Avram, să o luăm mm -hmm. pe agar în loc de sara. <laughs> la un moment dat am avut o ofertă de un suc. Nici mm -hmm. nu-i spun numele, nici pe mm -hmm. omul respectiv Dragul de el a venit uh, să facă afaceri în România și uh -huh. s-a oferit să facem afaceri cu el. Uh -huh. uh, ceea ce a fost extraordinar că am simțit în lăuntru, măcar că n-aveam nicio experiență de business, zero. Am pornit ca niște copii absolut neavizați de ce... Cu multă naivitate. Zonăiesc. Deși să vedeți că a fost o mare ajutor ăsta. Uh, știți cum spunea Domnul Hristos că zice nu vă spun poate acum că nu le puteți purta, purta da. dacă știam ce ne așteaptă nu cred că ne ajungea credința și uh -huh. uh, entuziasmul ca să pornim e bine că n-am știut că am pornit uh -huh. cu toată credința că putem face ceva Ei, asta a fost că uh, am amânat decizia să facem să nu facem businessul respectiv ne oferea 30% noi să punem terenul. a uh -huh. luat un teren, numai pur și simplu, să ascundem un milion de lei de pe vremea aceea, nu era mare lucru, uh -huh. din casa bisericii, care vedeam că în fiecare lună se devalorizează. Și am da, des, da. Să-i punem undeva. Să-i protejați, cumva. Să-i pierdem. Da. i ați proteja printr-o investiție. Exact, n-am avut uh -huh. niciun plan în uh -huh. mintea noastră, Dar să-i ascundem, să-i punem, să să da. punem într-o investiție. Ascuns în sensul de protejare. Exact, ah. <laughs> să-i protejăm. Să-i ascundem de inflație, da? Da. Uh -huh. uh, și. La un moment dat ne-am întâlnit bordul bisericii și uh, uite omul ăsta ne tot cere decizia. Mergem cu sucul ăsta. Măcar că nu eram afaceriști am zis noi în sine noastră uh, sucul pentru românul necăjit și sărac în România e un lux totuși. Am zis da. mai lucruri de lux nu cred că e o investiție înțeleaptă dar n-am știut ce să zicem. Și între noi aveam cel mai tânăr membru din conducere. Cred că îl cunoașteți pe Radu Moreșan, care a trecut mm -hmm. la domnul Inimosul, slujitor la Radio Vocea, da, 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 care a instalat da. antena în Uganda și apoi mm -hmm. și-a dat duhul și a plecat tânăr la vreo 44 de ani. Mm -hmm. Un om extraordinar, de, de temător de Dumnezeu. Doi ateiști dintr-o familie s-au unul artist și unul inginer. Uh -huh. El era inginer fratele lui care acum e directorul policlinicii și creștine, el artist. Uh -huh. din, din, doi, din doi ateiști uh, au venit și au zis, noi ce facem pentru împărăția lui Dumnezeu? Și Dumnezeu ne-a deschis, uh, răspundeam atunci de uh, bisericile pentecostale în relație cu vocea Evangheliei și mi s-a cerut un om și m-am dus la Radu și Radu a zis, da, cu inimă, uh, Cred că Dumnezeu, zicem, îmi dai o săptămână să mă rog. Uh -huh. După o săptămână a venit și a zis, cred că e chemarea lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, s-a dat. Da, da, și tot. a dovedit-o, a dovedit-o. Acum, a a vorbind dovedit. Dovedit la sfârșitul vieții lui, a dovedit-o exact. din plan. Deci, el a fost cel mai tânăr atunci. El a, a fost asta. cel mai tânăr și el a zis așa, ceea uh -huh. ce n-am practicat. Am acum o lecție specială, uh -huh. apropo de folosirea sorțului, în călăuzire. Uh -huh. Da. Dar el ne-a provocat atunci și a zis, fraților, hai să. Tăiem nodul ăsta, Gordian, odată. Uh -huh. Dar zic, cum? Cum? Nu ne ajută cunoștințele noastre despre business. Nu știm. E bine? Nu e bine? Uh -huh. Zice, uite ce vă propun eu. Pentru că noi uh -huh. avem, oarecum, le dăm șanse egale și să o uh -huh. facem și să nu o facem, să hotărâm prin sorți. Uh -huh. Mă hmm. zic, eu sunt matematician. Am 50% <laughs> iese, da și 50% nu. Uh -huh. uh, nu, zice, de trei ori vom trage sorțul. Uh -huh. Ne-am lăsat. Mânați de cel mai tânăr. Dar vorbea Dumnezeu prin el, fără să ne dăm seama. Am tras de trei ori sorțul și a fost nu, nu, nu. Efectiv, până și matematicianul din mine a uh, uh -huh. cedat. Și am zis, mai uita asta e decizia. Și am refuzat oferta respectivă. Omul respectiv nu ne putea înțelege. Nu i-am spus noi ce am făcut. Uh -huh. Zic, mai să râde de noi că am folosit uh -huh. sorț într-o astfel de, uh -huh. de decizie. Și am spus, uite, așa ne-a călăuzit Dumnezeu să renunțăm la asta. Uh -huh. Și am rămas puțin în aer cu dorința noastră fierbinte de a face ceva. Uh -huh. Și am zis, Doamne, dă-ne ceva de făcut. Ce s-a întâmplat? Într-o zi mă sună un englez din, din Anglia. Uh -huh bradă el frate Ezekiel, zice îți aduce aminte cu vreo 2-3 ani în urmă tu ai fost șoferul meu, mai dus undeva în Suciu de Jos, lângă Târgul Lăpuș uh -huh. ce a visa, englezul ăsta misionar să facă o brutărie în satul respectiv dar n-a pornit-o înțelept și n-a ieșit nimic până la urmă, uh -huh. pentru că el spune așa brutăria respectivă va fi o binecuvântare pentru comunitatea din Suciu de Jos dar uh, Corpul de conducere a acestei afaceri, a brutăriei, va fi directorul școlii, preotul din sat și pastorul pentecostal. Era uh -huh. o biserică pentecostal acolo. Da. Eu știu ce înseamnă că se ceartă frați de la aceeași mamă când fac business împreună? Da. Mi-am zis, nu cred că o să se lipească lutul cu fierul și nu știu dacă o să meargă fiecare va trage și nu au ieșit nimic nici n-au făcut de fapt, nici n-au pornit până la urmă că de la început nu s-au prea înțeles dar i-a scăpat atunci un cuvânt în drum zic dacă vreodată mai ai vreun proiect de felul ăsta cred că aș fi interesat uh -huh. am și uitat ce am spus într-o călătorie cu câțiva ani în urmă și când mă sună mi-aduce aminte și am zis, da mi-aduc aminte N-ai fi interesat și noi eram tocmai în criza, după ce am refuzat afacerea asta. În criza, ce să facem, să muncim cu mâinile noastre, să nu cerșim tot timpul? Da, pentru... inter... Aș vrea să vă opriți aici și aș vrea să subliniez această idee: că în momentul în care toată lumea căuta sponsorizare din afară să vină, să. Aici mi se pare o idee extrem de productivă și mai ales asta, să muncim ceva cu mâinile noastre, să nu mai fim cerșători. Exact. Deci tânăra generație de lucrători, de păstori, cred că trebuie să audă mai clar acest mesaj. Mulți așteaptă, noi avem un proiect, vrem să construim o grădiniță, vrem să facem, vrem să facem bine. Uh, lucrurile la care v-ați gândit mea, în anii 90, cred că acum devine o urgență când ușile vestului s-au închis, vedem mm -hmm. peste tot, da. nu mai dă nimeni degeaba, acum sunt alte proiecte sunt Siria, Uganda, Africa uh, copiii de la Cernobâl și așa mai departe sunt în, suntem în competiție cu niște proiecte extrem de, de serioase. Chiar noi am intrat în Europa ne considerăm o sigur, țară... Sigur, o țară civilizată, civilizat. o țară care da. îi devine din cinci ce mai avut, adică dacă mergi prin, prin pe stradă vezi foarte mulți tineri care au laptop personal, au smartphone-uri, au uh, uh, tablete, au, deci nu mai este o țară foarte săracă și sponsorul când vede aceste lucruri zice, bun, dar nu sunt alte nevoi mai mari. Oamenii aceștia n-ar putea munci. Aici mi se pare că ați avut o idee care îndreaptă lucrurile spre o gândire sănătoasă. Să muncim cu mâinile noastre ca să ajutăm lucrarea, să fim producători de bunăstare. Așa, așa îi aș numi pe acești oameni care produc nu numai bani, că e foarte ușor să produci bani, bani se pot produce și din arme și droguri până la urmă dar a produce bunăstare înseamnă mai mult decât atât, să angajezi oameni din comunitate, să-i faci pe alții să ajungă la bunăstare foarte foarte interesant acest gând al dumneavoastră și când ne-am apucat de fapt de mai multe cum am zis și de grădiniță uh -huh. și de una și de alta le-am văzut nu numai că uh, sunt producătoare de bunăstare, le-am văzut ca și porți prin care biserica iese dintre cei patru pereți atinge oameni și o formă misionară exact, o formă, de a face o formă misionară, uh, am văzut părinți care s-au întors la Dumnezeu în grădiniță pentru că copilul merge acasă și spune rogă-te cu mine tată el nu bă, băiete, eu n-am -am rugat niciodată. Uh -huh. Păi zice, atunci, hai că te învăț eu să te rogi, uh -huh. ro spune uh -huh. băiețașul ăsta de 5-6 ani sau câte avea uh -huh. la grădiniță. Și au venit părinți la mine să-mi spună, domnul Suciu, uh, extraordinar, zice, acum știu și eu poveștile din cartea lui, uh, Biblia pentru ochișori micuți, ai copilului meu, mă pune să-i citesc seara, că el nu știe citi. Și uite, uh -huh. acum am învățat, zice, și din Biblie lucruri și așa. Da. Deci le-am văzut și ca porți, de ajutorare, de bunăstare, dar și de contact cu oamenii pe care uh, vrem să-i atingem. Biserica nu e chemată să stea între patru pereți, e, e, trebuie să fie o, o biserică misionară, uh, implicată în viața oamenilor, în toate aspectele ei până la urmă, și în câștigarea pâinii de fiecare zi, și în educație, și în sănătate, și în, și în alte deci aspecte. Vă aflați atunci în momentul în care nu mai erați la o intersecție de drumuri? Eram în suspans uhum. ce facem, și sub Exact în momentul respectiv a venit telefonul, mm -hmm. nu știu dacă au trecut 10 zile sau o săptămână de la când am renunțat la prima ispită, prima tentație, prima încercare, că mm -hmm. călăuziți de Dumnezeu, deși nu știam noi ce să facem, Dumnezeu ne-a ne scăpat de acolo, că până la urmă a început businessul respectiv și a dat faliment mm -hmm. în câțiva ani, deci no. Dumnezeu știu ce se ne așteaptă mm -hmm. și nu ne-a lăsat să mergem de acolo. Sigur că eu, având acum minimum de informații de la acest om de afaceri, că îi trebuie 70% lui, l-am întrebat și eu, how much? Cât e al tău, cât e al meu? Și mm -hmm. nimic pentru mine. Oh, atunci am fost și mai încurajat. Uite, un om care nu cere nimic pentru el. Mm -hmm. Dar zic, ce, cu, ce, cu ce vrei să ne ajuți? Păi am niște cuptoare electrice. Bun, dar cum le transportăm? Noi nu avem nici bani de transport din Anglia. Deci nu vă costă nimic. Absolut nimic, eu vi le-aduc la cluj. Atunci am zis, mai îi merită să încercăm, de vreme ce nu comportă niciun risc până la urmă, uh -huh. nu avem ce investi ca să fim apoi. Noi, noi dacă aveam de investit, erau banii oamenilor, a comunității. Ori răspuns, dacă-ți banii tăi, poți să riști pe socoteala ta, dar când sau oamenilor, trebuie să fii foarte precaut. Și am zis, ok, să încercăm atunci. Bine ai venit. Hai și adunele. Le-a adus. Uh -huh. Ce vreau să vă spun? Nu le-am folosit. Erau vechi, erau uh, absolut nerentabile, uh -huh. erau uriașe, ar fi consumat uh, mai mult decât produceau uh -huh. uh, ca și profit. Le-am dat, nu mai știu pe unde, nu știu dacă le-a folosit cineva. Uh, ceva bani mărunți am făcut pe ele dar uh -huh. ce-a fost important a fost ideea ce să facem. Deci prin această, acest cadou venit exact. din cer ați primit Până o idee. La urmă, nu, nu cadou în sine cuptoarele uh -huh. au avut valoare, au avut valoare ideea. ideea, ce uh -huh. să facem. Noi eram și întrebam ce să facem. Și când a venit asta, așa cum am făcut și eu la grădinițe, am adunat vreo 19, eram cei care erau slujitori în biserică, totdeauna pentru un proiect. Îți trebuie măcar un om care să arde. Îl numesc eu, de multe ori l-am numit locomotivă. Da. Vagoane avem, fraților, dar nu avem locomotive. Să-i da. miște, să-i mobilizeze, da. să-i tragă după el, așa. Și așa am făcut și la grădinițe, așa am făcut și acum. Am zis cine se angajează să fie omul de jertfă și de luptă pentru ideea respectivă. Și a ieșit un frate în față și a zis eu. Șocul a fost ca și la grădinițe. Cel ce a venit la grădinițe, că el face grădinița, era instalator de gaz. Uh -huh. Mă zic, ce are instalația de gaz cu grădinițele? Educația, Zice, frate, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu am inimă să fac asta. Zic, mai inimă trebuie, în primul rând. Uh -huh. Și credință, și dorință, și omul s-a înconjurat cu o echipă, și și treaba bine. Și a fost prima grădiniță din vreo 32, cât am avut în țară, în toate. Uhum. Aici la Cluj Aici a venit în față un, 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 unul din membrii conducerii noastre, slujitor în biserică, un diacon și a zice, eu iau bă, brutăria să fac. M-am uitat la el, știam că e electrician. Uhum. Zic, mai electrician, dar tu nu știi ceva despre... Nu știu nimic, frate, dar uh, pornim? Uhum. Pornim că doar învățăm, nu? Suntem încă tineri, toți eram în jur la vreo 35 40 de ani. Uh, plin de elan, trebuie să facem ceva. Și uite așa am pornit și am pus o întrebare atunci care a rămas o vorbă de duh și râdem și acum și ne descățim frunțele. Am pus și o întrebare ca de specialiști, măcar că eram niște copii în ale business mm -hmm. ca să de toți că suntem ne oameni care, care gândim. <laughs> așa. Am zis, cât timp îți trebuie și câți bani? Mm -hmm. Stă el așa o... Jumătate de minut, două luni și două milioane de lei. Oh, zic că asta e un fleac până la urmă. Uh, milioanele și atunci nu prea aveau mare valoare. Uh, zic două milioane și două luni. Dai drumul. Dacă îți spun că a durat proiectul 15 luni și 28 de milioane, deci nici nu seamă, nici nu era pe aproape. Dar de asta spun că uneori e bine să. Nu știi tot, că-ți dacă n-ai credința pe măsură, cum le spunea Domnul, nu puteți purta. O să vă spun mai, mai târziu și mai, mai am de spus, pentru că dacă eu le spun acum toate, cădeți la pământ de, 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 de frică. Și așa am pornit și prin, parcă în, în toamna, prin noiembrie, dacă nu greșesc, în 94, a ieșit prima șarjă de pâine. Am făcut uh, cuptoare pe vatră. Da. Primul cuptor l-am chemat pe un bătrân care făcea cuptoare în regimul Ceaușescu și acest frate care a luat business pe umerii lui. Deci, el a fost locomotiva, ca s-a înconjurat uh -huh. imediat cu o echipă și au pornit întâi cu câțiva și în timp au crescut. Deci, cuptor tradițional românesc. Pe tradițional vatră. pe vatră românesc, uh -huh. știu cum am cu spus. sticla, uh -huh. să punem sticlă sub. Uh, cărămizele care era vatra uh, să se încălzească și uh -huh. așa de bine a învățat numai uitându-se cum face omul ăsta că apoi următoarele vreo două a construit el, a mers și în Chișineu la o biserică acolo care făcea același lucru uh -huh. s-a inspirat de la noi, le-a făcut și lor cuptoare uh, și a fost un constructor de cuptoare electricianul nostru de cuptoare uh -huh. pe vatra nu a făcut niciodată Uh, și am început doar cu un singur magazin acolo la fabrică. Totul era mm -hmm. mic. 500 de metri pătrați. Uh, cumpărați cu un milion de lei din mm -hmm. după, prin 93 sau 92 așa ceva. Sau 91 chiar. Uh, și așa a pornit uh, minunea asta care n-am bănuit noi ce va ieși de aici. Dar ce cred eu că pe lângă că a fost mâna lui Dumnezeu de la început. Faptul că oamenii ăștia nu s-au mânjit absolut cu nimic în, în, în business. Au mers, ca să nu spun, la un moment dat a venit un om de afaceri din, din Statele Unite, era și ceva rudă cu administratorul uh -huh. brutăriei, îl plăteam slab, erau venituri mici la început. Și a zis, fă o brutărie pentru mine. Și i-a oferit un salar, nu știu dacă nu de vreo 10 ori mai mare decât primea el de la noi. Și omul ăsta avea 8 copii. A început efectiv să plângă și să spune Nu pot. Brutăria asta e a lui Dumnezeu și nu pot să o las. Extraordinar ce loialitate. Da. Și-a refuzat. Deci, cu astfel de oameni s-au putut face lucru cinstit, care se raporta în ceea ce făcea la Dumnezeu în primul rând da. și apoi la comunitatea care o deservește și o slujește cu râvne. Cum n-ar fi avut nevoie la 8 copii să aibă un salar decent și așa bun și să facă afaceri și să împartă cu respectivă și așa mai departe? Ce nu pot. Eu sunt aici slujitorul lui Dumnezeu. Asta este o altă valoare pe care aș vrea să o subliniem, valoarea loialității. Loialitate și cinste. Să ai oameni care nu bagă mâna ca Iuda în traistă și să ia pentru ei. Să ai oameni care rămân credincioși promisiunii făcute, da, al tău să fie da. Am prieteni care sunt angajatori și îmi povestesc relativ des astfel de istorie de, ale trădărilor în business și cei care vin sunt tot membrii în bisericii noastre evanghelice și spun ce să facem frate, asta e viața una e la biserică, alta e în business la în business aici suntem care chinii deci nu se poate Uh, fost angajat care vrea să-ți ia business-ul, să te devalizeze, să te... Uh, să spune, nu, în business este altceva. Vedeți, lucru, lucrurile astea, de asta v-am invitat, să promovăm niște valori care sunt pe cale de dispariție, inclusiv între evanghelici, nu mai mirăm de lume. Deci în lume altceva, nu înțelegem, lumea se prăbușește, nu mai sunt aceste valori creștine, dar inclusiv în biserici vedem că dispar aceste valori ale ei lucrului cinstit, ale loialității față de frați, a cuvântului dat a contractului scris lecția aceasta de, de a firmei respective poate fi pusă, cred că poate fi pusă o lecție de manuale pentru studenții noștri de la Universitatea Emanuel la facultatea de business, noi avem acolo o facultate de business și acolo ar putea învăța o parte din, din experiența asta care deja iată nu este de 3 ani este de 23, 23 de, 23, 23 de da. ani da. 22 de când produce da. Da. deci s-au construit primele cuptoare pe vatră, tradițional A. românesc da. da. și bineînțeles că au fost etape și etape după vreo 3 ani și jumătate dacă nu greșesc de producție crescând așa încet încet s-a trecut la o altă idee după Revoluție, era greu să S tranziția Ea au fost o provocare în plus. Uh -huh. Economia asta de piață, tranziția de la cealaltă economie la asta. Piață de aprovizionare cu făină, o problemă. Uh -huh. Piață de desfacere, altă problemă. Uh -huh. <asz> Oamenii care trebuiau învățați să producă și să lucreze în domeniul respectiv. Ei Uh, s-a realizat însă așa o, o unitate de suflet între toți care lucrau acolo și a crescut încet lucrarea. Dar uh -huh. la un moment dat au primit călăuzirea să aibă aprovizionarea cu făină proprie și a zis: Trebuie o moară. Uh -huh. Și a fost un alt salt când s-a construit o moară pentru ca să producem noi calitatea noastră de făină. Pentru da, că. Nu se lucra cinstit Asta era, venea furnizorul cu camionul de făină, acia saci, dar jumătate din saci aveau făină bună, jumătate din saci aveau făină proastă. Da, da. Băgai o șarjă de pâine, ieșa bine, băiau o plăcintă, nu mai ieșea nimic. Uh -huh. Și a zis: "Mai, toți ne păcălesc că, Uite, trebuie să găsim o sursă sigură." Era, era diluată cum sunt dezinfectanția astăzi Asta, Exact. Da. Exact. Deci se se trișa, se trișa și într adevăr. Asta e o altă provocare a unui business creștin, uh -huh. să, să stai între furnizori și distribuitori care te trișează câteodată. Și cu toate acestea, cu toate acestea, toate au fost învinse și lucrurile au mers înainte, apoi s-a trecut la patiserie, s-a construit apoi fabrica propriu-zisă, uh -huh. nu asta din oraș micuță de pe 500 de metri pătrați undeva la Jucu, Uh, s-a dezvoltat uh, firma uh, chiar anul ăsta s-a dublat uh, să zic așa, suprafața productivă și în urmă orientat. cu cât 2 sau 3 ani ați trecut printr-un rebranding deci s-au făcut, făcut sigle noi, uh, cred că 2 ani sigle da. noi uh, s-a remodelat absolut excelent am prieteni din vest care au venit să viziteze uh, patiseria respectivă și spune este un spațiu extrem de prietenos este un spațiu în care te simți bine este un spațiu în care poți studia poți să-ți deschizi laptopul și să scrii nu te deranjează nimeni este un spațiu în care nu este muzică tare deci a devenit un, un fel de standard ridicat care a silit și pe ceilalți din competiții să ridice standardul la atmosferă. Despre asta discutăm. Este o anumită atmosferă. Când intri în firma respectivă, este o, o atmosferă care te copleșește. Prin design, sper să-l avem într-una dintre următoarele uh, emisiuni. Îl vom avea invitat chiar pe arhitectul care a făcut designul uh, respectiv, și el creștin, și cei care s-au ocupat de uh, rebranding. Cum, de fapt, asta a făcut ca firma să iasă la suprafață mai mult, național? Până acum era ceva local, era cunoscut. Cum ați luat decizia de a face această schimbare de față, schimbare de siglă, schimbare de uh, atmosferă în magazine? Acum, ajutorul, doar să ai ochii deschiși, vine, vine la timpul potrivit. Când oamenii mai circulă și suntem în Europa, Uh -huh. și vedem ce înseamnă o concurență acolo și ce înseamnă să nu stai pe loc. Da. Trebuie să fii cu pas înainte, pentru că e ca mersul pe bicicletă până la urmă și într-o astfel de, de afacere. Dacă stai pe loc, s-ar putea că pici, așa. Trebuie să, să mergi înainte. Uh -huh. S-a mers, sigur, fiecare pas a însemnat un act de credință până la urmă și un oarecare factor de risc dar și l-au asumat cei care au fost în, în uh -huh. răspunderea respectivă și uh, asta nu înseamnă că tehnologia face atmosfera bineînțeles, uh -huh. tehnologia uh, nouă și ideile le aduci dar dacă nu pui suflet în ele nu va ieși uh, acea atmosferă într-adevăr uh, plăcută care te face să te duci cu bucurie acolo. Eu mă duc, ca și un cetățean de rând, să consum produsele respective uh -huh. și nimeni nu știe că cine sunt eu. Uh -huh. Pentru că e personal care nu mă cunoaște, am plecat de mult, așa mai departe. Uh -huh. Dar e o bucurie când am o întâlnire în oraș, unde să ne întâlnim? Eu știu locurile respective, cele mai bune, uh -huh. dacă e în Est, în Vest, așa știu unde să uh -huh. ne întâlnim, acolo ne întâlnim, așa. Uh, și cineva era în fața mea la cumpărătură și, doamnă, dați mă pâine. I-a dat o pâine. Doamnă, zice, te rog să mai îndai una. Că nu știu ce faceți, domnule, cât suflet puneți în pâinea asta, că atât poate fi de bună. Spunea omul către vânzătoare și am mai luat una după ce a luat-o și a văzut-o cum miroase și cât e de frumoasă și plăcută mm -hmm. și cât de frumos a fost servit a simțit nevoia să, să dubleze comanda, numai mm -hmm. pentru că a văzut așa atmosfera și... Faceți ceva cu personalul educați cumva, aveți sesiuni de traininguri cu ei în care le explicați cum să poarte sau pur da. și simplu? Da, da, uh -huh. da. da. Uh, tot timpul personalul nou angajat trece prin uh, această instruire în care se spune noi slujim pe oameni și trebuie uh -huh. să o facem cu inimă, să o facem cu inimă de creștini, să o facem ca văzând în ei pe egalii noștri, pe frații noștri, pe prietenii noștri. Uh -huh. uh, măcar că așa cum se întâmplă, orice succes uh, produce gelozie. Uh, ex există gelozie în alții și chiar încercări de a uh -huh. pune piedici și de a face greutăți. N-a răspuns niciodată firma cu la provocări să intre în. Dezbateri publice în dezbateri sau. Dezbateri publice. Uh -huh. Chiar dacă câteodată au fost murdăriți. Uh -huh. în... Da, dar am văzut o campanie de presă, Asta. chiar imediat după rebranding a fost o campanie de presă, că emisiunea noastră se numește între scriptură și ziar. Ne luăm valorile din scripturi și ziarele ne răspund uneori cu valorile lumii și valorile lumii sunt competiție acidă, scandal în piața publică și așa mai departe. Ei, am apreciat foarte mult modul elegant în care s-a comportat firma la atacul din, din, ziare. Ziarele nu sunt, după cum știm, întotdeauna prielnice și potrivite cu valorile creștine. De aceea, totdeauna trebuie să contrapunem aceste valori ale Scripturii, pe care deja le-ați amintit. Credincioșia în lucru bine făcut, politețea, comportamentul de slujitor pe care l-am învățat de la Domnul Iisus Hristos o anumită atitudine se vede o anumită atitudine a angajaților și de asta am întrebat dacă sunt învățați că am bănuit că nu toți angajații noastre sunt în mediul evanghelic nu, nu, absolut nu sunt absolut oameni nu. care sunt acolo și acesta poate fi chiar un, un mijloc de include într-un amestecând evanghelici cu neevanghelici, oameni care sunt credincioși, practicanți cu oameni care sunt necredincioși amestecându-i într-un mediu de lucru, poate fi un prelej de răspândire a luminii, de răspândirea da, Evangheliei. care vin și spune uh, ceea ce mă bucură, pe lângă faptul că îmi câștig pâinea, e atmosfera în care lucrez. Da. Pentru că e o atmosferă de liniște, de pace, da. Deși uh, de să muncește serios Am văzut, am cap. văzut deci, uh, unul, unul din lucrurile care e de apreciat este că Se vede prin uh, sticlă felul în care se gătește, se pregătește produsul, e acces la cuptor, vezi exact ce se coace în cuptor și se vede că oamenii aia muncesc, așa trag de câte ziua de lungă, dar într-adevăr este, te întâmpi în un anumit fel de atitudine, mai ales în România în care chiar chiar chelnerul te privește dușmănos ca și cum l-ai deranja când te duci într-un restaurant, este mare lucru să vezi o altfel de cultură instituțională. Și cred că aici ar trebui să fie rolul nostru, al creștinului, de a răspândi un alt fel de etică muncii, o altă cultură instituțională, un alt fel de a fi, un alt fel de a munci, unde ne trimite Dumnezeu, în întreprindere, în lucrurile în care funcționăm. De aceea cred că povestea aceasta este admirabilă și de urmărit și de alte firme creștine și de alți oameni care sunt implicați în business. Da, nu cred că ar fi greșit dacă s-ar putea face o astfel de întâlnire, nu știu cineva, o terță persoană, să aducă acest patron, să spunem așa, în fața oamenilor de afaceri creștini și să, să fie împărtășită o astfel de experiență, pentru că și eu am să de vorbă cu alți patroni uh -huh. creștini și mi-a spus, zice, nici nu-l cred pe acest patron că el lucrează uh -huh. cinstit. Deja va se spune că lucrează cinstit. Nici măcar nu pot închipui că ar fi reală o astfel o de astfel de poveste. De poveste, da. Nu se poate, zice, nu se poate. Uh -huh. Sigur că o fațadă, dar nu în spate. Cred că și acolo se mișcă ceva care... Uh -huh. uh, Cred că este posibil organizarea unei asemenea întâlniri și oricum îl vom avea invitat și pe dânsul să continuăm această discuție despre o foarte, foarte interesantă, mai ales pe în aceste vremuri în care apar tot mai multe vârfuri de business, oameni de afaceri, politicieni care sunt prinși corupți fiind, este foarte important să spunem și lucrurile bune și să ajungem spre concluzia emisiunii noastre: se poate face afacere curată, se poate imagina o afacere curată în România de astăzi. Se poate să fii nepătat într-o lume care te presează într-o direcție a corupției, a, vedem la cele mai înalte niveluri, a, corupție pe toate planurile. Aș vrea să ne apropiem de sfârșit și am o ultimă întrebare pe care aș vrea să uh, vă adresez și să dezvoltați. Uh, scrieți între timp și am în față o carte care este. Uh, tratează subiectul trezirilor spirituale. Cum începe Dumnezeu un, o trezire spirituală, faceți un survol prin. Vechiul Testament al trezirilor spirituale câteva lecții despre trezirea uh, cea mare declanșată de Fiul lui Dumnezeu apoi trezirea din Samaria și câteva lecții pentru trezirea spirituală de astăzi. Uh, când vorbim de trezire spirituală presupunem o stare de somnolență din care trebuie să trezească poporul uh, lui Dumnezeu. În uh, principiu uh, uh, Termenul de trezire se aplică la poporul lui Dumnezeu. Poate la cei care n-au fost niciodată al lui Dumnezeu, cel mai potrivit termen ar fi o înviere din morți. Să da. așa. Dar de obicei trezirea spirituală se referă la cei care au fost a lui Dumnezeu, dar care au adormit. Este o singură problemă. Problema pe care a venit Hristos să o rezolve, problema păcatului. Ce ne adorme este păcatul. Mm -hmm. Un om al lui Dumnezeu care nu veghează poate să ajungă și să dea înapoi în relația lui cu Dumnezeu și doar să mai aibă impresia că este al lui Dumnezeu, dar el nu mai are o relație. Poate mai are informație, uh -huh. poate mai are re, re, religie, dar nu relație. Da, da. Și ce-am surprins este că am surprins un tipar a tuturor trezirilor din Scriptură subiecții sunt într-adevăr totdeauna poporului Dumnezeu care n și chiar după o trezire urmează apoi un declin și se intră iarăși și e nevoie de o nouă trezire, de o nouă redescoperire a lui Dumnezeu de către generația, în general două, trei generații după o trezire ca pe vremea lui Iosua și se intră iarăși în, în adormire și în depărtare de Dumnezeu. Dumnezeu folosește factori trezitori, i-am numit, uh -huh. factori trezitori. Și factorii trezitori, sigur că uh, sunt mulți. De exemplu, suferința este un uh -huh. factor extraordinar și aproape pretutindem am găsit acest factor trezitor. Uh, și ne întrebăm de multe ori, nu toate suferințele sunt trezitoare, că vin uh -huh. din multe părți, dar vorbesc de acele suferințe îngăduite de Dumnezeu uh, ca să îl pune pe om să-și pună întrebări, să caute soluții la de ieșire din, din încercuirea în care se găsește. Apoi, pe lângă tre, suferință, un factor extraordinar, principal și totdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, da. Revenirea la cuvânt nu se poate la omul sincer să privindu-se în oglindă să zică vai de mine, unde a fost cartea asta până acum? Da. Nu există trezire spirituală istoric vorbind fără Absolut, cuvântul lui Dumnezeu. fără cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, cuvântul ăsta de Dumnezeu e purtat de un mesager mm -hmm. sau de un grup de mesageri. Există un om trezit mm -hmm. așa cum spuneam adeseori, într-o casă când se trezește unul mm -hmm. și mișcă și face ceva mm -hmm. omul ăsta, e, îi trezește e. și pe ceilalți, vrând <laughs> nevrând, nu? Da. că le place, nu le place, mm -hmm. îi trezește și pe ceilalți. Sigur, Duhul lui Dumnezeu este în spatele a toate aceste lucruri. Și am vorbit de suportul trezirii, suportul moral, suportul cum Dumnezeu poate un astfel de popor căzut în idolatrie, în păcat, să-l readucă, să fie poporul său. este întotdeauna iertarea în sângele mielului. Dacă în Vechiul Testament era mai mult un simbol acolo ca și pe vremea lui Moise sau ca pe vremea împăraților trezitori unde să, în jurul Paștelui, în jurul Mielului, acolo se aduna poporul și se punea din nou temelia reabilitării, relegării, până la urmă asta e adevărata relație sau religie, relegarea omului despărțit de Dumnezeu din nou cu Dumnezeul său și ne-am bucurat să vedem că Dumnezeu a folosit, vorbesc de mesagerii trezitori, acum de oameni, a fost deosebită plăcere să descoperă că au fost tot felul de oameni. Culmea nu prea mulți preoți, da. foarte puțin preoți, măcar că să ne ierte Dumnezeu, ar trebui de la preoți în primul rând și de la pastor să vină trezirile. Da. Dar au fost împărați, au fost femei, au fost paharnici, au fost știu eu, ciobani, așa, ciobani uh -huh. uh, oameni de toate felurile vine uh -huh. Ilie e, prezentat pe scenă un uh -huh. locuitor, uh -huh. oarecare folosit uh -huh. de Dumnezeu uh, în trezirea respectivă asta ne, ne face să credem că oricare din noi a putea fi un factor trezitor, dacă uh -huh. în primul rând ne-am trezit noi și apoi am acceptat să fim împreună, lucrători cu Dumnezeu la uh, trezirea celor din jur, pentru că trăim într-adevăr într-un viac uh, în care ne doare să vedem că Biserica doarme. Uh, vin din Statele Unite, plângem efectiv, să da, vedem da, cum da. o țară se duce atât de la Valea Într-o zi a venit copilul meu cel mic acasă și a zis, tată, cred în sfârșitul lumii. Mm -hmm. Mai zic eu, fi ceva predic, o fost la școală? Mm -hmm. Cum te-ai convins? Când colegii mei zice, vor conduce țara, i-a asigurat sfârșitul lumii. Mm -hmm. Deci el a observat generația lui, da, de clasa 10-a, da, 11 da, la liceu, cum trăiește și a zis, nu mm -hmm. se poate, tată, Vorba lui nu, Billy Graham, care a spus că dacă mm -hmm. nu pedepsește Dumnezeu America, asta trebuie mm -hmm. să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Yeah. Nu se poate zice ca să nu fie sfârșitul societății acestea, când vezi ce au ajuns familia. Am citit dat o carte în care un cercetător făcea studiu Bib... istoric a civilizațiilor care au fost pe pământ. Și ce o surprins el acolo și pe mine m au pus pe gânduri este că Factorul care anunța prăbușirea civilizației a fost degradarea familiei. Mm -hmm. Când familia e atinsă în așa hal încât se umblă până și la temelia ei, și la definiția da. ei, și la, la da. valorile ei, la tot, tot, tot să se prăbușească, acea civilizație uh, colapsează. Se, se colapsează. Da. Uh, ori se pare că suntem uh, într-o iminență de de colaps și în privința asta văzând ce este familia asta. Și așa cum spuneam altă dată într-o altă emisiune, cu toate acestea, deși vedem cum e Europa se murdărește, se prăbușește, România se mânjește în corupție, America decade, avem un Hristos care este biruitor. Slăvit să fie <laughs> sperăm în trezire și în trezirea spirituală a țării noastre, nădăjduim într-o trezire și a comunității de business și această trezire nu se poate face dacă nu există, cum am spus, un factor care să determine, să un înaintaș, pionieri care să spargă drumurile și iată istoria pe care am povestit-o astăzi împreună avem cuvântul lui Dumnezeu care ne încurajează, mergem înainte și cu ajutorul Dumnezeu sperăm să vedem dacă nu o națiune schimbată în câțiva ani sau zeci de ani, măcar în jurul nostru câțiva influențați. Vă mulțumesc pentru că ați venit la emisiunea noastră. Vă doresc mult succes și în activitățile din România și acolo unde locuiți în Statele Unite. Vă doresc succes în continuare la scris și în consultanța pe care o asigurați acestor mici întreprinderi pe care le-ați pornit: grădinițe, policlinică și o firmă de panificație. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim și dumneavoastră stimați prieteni pentru răbdarea de a ne asculta și nu uitați câteva dintre uh, concluziile acestei uh, acestui episod. Uh, există totuși posibilitatea de a trăi în lumină, într-o lume în întuneric. Există posibilitatea de a face lucruri frumoase într-o lume care se urățește. Vă mulțumim!